Puțin după ora 10:30, pompierii giurgiuveni au fost solicitați pentru a interveni la un bloc din centrul orașului, unde un copil de 2 ani și jumătate a rămas blocat într-un apartament de la etajul 3. Pentru a nu sparge ușa, pompierii au fost nevoiți să intre pe geam, așa că au folosit macaraua din dotare pentru a salva copilul. Acum intru pe geam. Da, Două ore mai târziu, un caz similar s-a petrecut într-un bloc din cartierul Tineretului. Aici, o bunică, ce are în grijă doi copii, a ieșit pentru câteva secunde din apartament și, într-un moment de neatenție, nepotul său, de doar 2 ani, a încuiat ușa și a rămas blocat pe interior, la etajul 4. Au fost solicitați pompierii, care au intervenit cu un echipaj de descarcerare, o ambulanță Smurd și o macara. Imediat a venit și mama băiețelului, care, preț de mai multe minute, a încercat să-și convingă copilul să deschidă ușa. Iubitu, mami, mai ții minte butonajul? Hai aici la butonaș, iubitul meu, mai ții minte? Cum ai încuiat, invers de spui, știi? Hai, cum ești tu afară din casă când vrei să fugi? Hai, hai iubitule! La fel au procedat și pompierii, dar copilul era extrem de speriat, plângea, așa că nu s-a putut coopera cu el. Bunica băiețelului a refuzat ca pompierii să spargă ușa, motiv pentru care s-a intervenit cu macaraua. O operațiune dificilă, având în vedere că mașina de mare tonaj abia s-a putut strecura prin spatele blocului. Este ca orice acțiune de salvare a oamenilor blocați în locuințe, numai că am fost împiedicați de copacul ăsta care se vede din spate și n-am avut acces direct la locuința respectivă. Pompierii au încercat să pătrundă în apartament fără a produce prea multe daune, dar într-un final au decis să spargă unul din geamuri pentru a ajunge la copilul blocat în casă. După mai bine de o jumătate de oră, copilul a ajuns în sfârșit în brațele mamei sale, după o operațiune dificilă pe care sigur nu o va uita niciodată.